Directorii de spitale se plâng că nu au fonduri pentru medicamente și aparatură. O mulțime de bani se scurg în buzunarele halatelor albe, la multe camere de gardă sau un ambulatoriu. Românii plătesc pentru serviciile medicale, multe dintre ele teoretic gratuite, iar pentru cele cu plată, în rare cazuri, pacienții primesc chitanță. Sunt situații cu care ne-am obișnuit, dar care n-ar trebui să existe. Urmează un reportaj filmat cu camera ascunsă. În orice spital din România este un om bun la toate. El e cel care, în funcție de cât de bine e îmbrăcat un pacient, își oferă serviciile. Îl cunoaște pe medicul de gardă, știe în ce cabinet trebuie să intri, unde se fac radiografiile și pe toate le rezolvă rapid. E fie un brancardier, o infirmieră sau chiar o femeie de serviciu. Se întâmplă într-un spital din capitală. Brancardierul preia rapid reporterul pacient care, în cazul de față, are nevoie de o radiografie. S-a accidentat la tenis. Nu costă, doar teoretic. O normalitate pe care o cunoaște oricine a avut nevoie de doctor. Ultimul raport al Băncii Mondiale pe 2010 arată negru pe alb că peste 60% din pacienții spitalelor fac plăți informale. Bolnavul plătește cât este nevoie în schimbul sănătății. În primul rând, când te duci la un serviciu de urgență sau la unitate de primir urgență sau la camere de gardă, nu te pui pe mâna brancardierului. Sunt și medicii care oferă gratuit servicii care ar trebui plătite. Gratuit, adică banii nu ajung la buget. Nu aveți trimitere, nu aveți. Dar se plătea consultația 350 la cancer, dar asta nu e problema, că o puteam și fără așa ceva. Vă băgăm la urgență, că avem aici bază de date. Urgențe pe zi avem voie, azi n-am avut. Dacă era considerată urgență, are obligația serviciul să-i asigure investigațiile minime necesare. Și avem de fapt un genunchi. Da. N-am cum decât cu plată. Cu plată. 56 de lei, 56 de lei. Cu plată, dar fără chitanță. Cât v-a costat? 550. V-a dat ceva? Chitanță? Legea zice că trebuie să soliciți chitanța și să o păstrezi până la ieșire din unitatea respectivă. Niciunul dintre directorii de spital în care am filmat cu camera ascunsă nu a vrut să comenteze situația. N-au părut însă deloc surprinși de informație. Bulgaria